Vă salut, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați câteva informații utile despre pedicuță. Pedicuța sau Lycopodium clavatum este o plantă erbacee, perenă, întâlnită în zonele însorite și mai ales umede, prin păduri, pe pășuni, din regiunile montane și submontane. Pedicuța este o plantă veșnic verde, întocmai ca bradul. Medicina populară consideră pedicuța o plantă cu proprietăți magice. În popor, o mai întâlnim cu denumirea de barba ursului, brădișor, crucea pământului, laba lupului, piedica găinei sau părul porcului. I se mai spune și leac biblic, deoarece are capacitatea de a rezolva boli pentru care nu mai există speranțe de însănătoșire. Pedicuța este o specie foarte veche, amintind de unele din cele mai vechi plante care au vegetat pe pământ. Deoarece face parte dintr-o familie cu o vechime considerabilă, planta nu produce flori sau semințe, înmulțirea speciei având loc cu ajutorul sporilor. Aceștia sunt inflamabili, fiind utilizați și la fabricarea artificiilor. Pedicuța se recoltează pe vreme frumoasă după ce s-a ridicat roa. Ramurile ascendente se taie cu foarfeca. Recoltarea produsului pentru spor se face pe vreme caldă, în perioada iulie-august, la maturarea spicelor. Spicele se taie cu foarfeca, se usucă la soare, pe hârtie, în cutii de carton. Prin uscare, sporii se deschid și cad pe hârtie. Se cern, după care se usucă în continuare la soare sau în încăperi călduroase lipsite de curenți. Sporii conțin în proporție de 40% acizi grași. Getodacii foloseau planta contra opărerilor, pudrând copiii mici cu sporii de pedicuță. Extern, sporii sunt folosiți pentru răni și afecțiuni ale pielii, precum eczemele. Tot din spor se obținea un decoct pe bază de vin care era utilizat în combaterea calculozei renale și de vezică. Părțile aeriene ale plantei conțin 35 de alcaloizi, substanță de natură flavonică, de natură triterpenică și substanțe minerale. Li se atribuie proprietăți antitumorale, diuretice, antitabagice, antilitiazice, antialcoolice, purgative și antireumatice. Pedicuța are o acțiune specifică asupra rinichilor și căilor urinare. Se întrebuințează în toate bolile căilor urinare și ale organelor genitale, la formarea nisipului la rinichi și la colicile renale. Acționează asupra epiteliului renal, mărind cantitatea de urină secretată și antrenând cu fluxul urinar nisipul și pietricelele de la rinichi. Stimulând funcțiile renale, ajută și la eliminarea excesului de apă din organism, dar și a acidului uric. Un sistem urinar supra-solicitat poate afecta sănătatea cardiovasculară, acesta nefiind capabil să filtreze corect urina. De asemenea, expunerea constantă la factori infecțioși și inflamatori pot favoriza apariția litiazei renale. Vechii medici foloseau planta pentru a susține urinarea și excreția altor fluide ale corpului. A fost folosită în tratamentul flatulenței, gutei, reumatismului și afecțiunilor pulmonare. Pedicuța ajută la modularea răspunsului antiinflamator din organism, reducând inflamațiile musculare și articulare, fiind astfel adjuvant în probleme de natură reumatică. Este considerată un sedativ gastric eficient, fiind valoroasă în dispepsie, în special asociată cu constipație și palpitații cardiace. Totodată, poate fi utilă și în gastrite catarale. Planta poate să inhibe dorința de alcool și tutun și să determine reacții vegetative neplăcute la consumarea acestora. Curele antitabagice sau antialcoolice trebuie să fie însoțite de o voință puternică, de odihnă, hidratare corectă și o alimentație echilibrată. În hepatite, la tumori ale țesutului conjunctiv al ficatului, chiar dacă sunt maligne, pedicuța poate face minuni. Ea ajută persoanele convalescente să revină la forțe depline. Chiar și oamenii care au boli grave la ficat, precum ciroza sau cancer, pot utiliza planta. Pedicuța prezintă o acțiune bună și în cazurile de probleme feminine. Funcționează bine în cazurile în care menstruația este întârziată și ajută la tratarea simptomelor cum ar fi tristețea, iritabilitatea și depresia.
La bărbați poate fi de ajutor în dureri și tumefiere ale testiculelor. În medicina tradițională românească, pedicuța se întrebuința contra reumatismului, a bolilor de vezică biliară, în tulburările funcționale ale ficatului, rinichilor, sistemului ganglionar limfatic, în tulburările funcționale glandulare, ale pancreasului sau ale sistemului nervos. Extern se poate folosi pentru întreținerea părului, calmarea durerilor reumatice, de mușchi sau de articulații, calmarea hemoroizilor și menținerea sănătății aparatului genital. Pentru tratarea problemelor despre care am discutat, se prepară ceai din o linguriță de plantă uscată și mărunțită la o cană cu apă clocotită. Se consumă o cană pe zi cu o jumătate de oră înainte de prima masă. Se bea încet, înghițitură cu înghițitură. Pentru combaterea nicotismului și alcoolismului, se prepară o infuzie din 5 grame de plantă la 150 ml de apă fiartă. Se consumă dimineața la o oră după micul dejun, timp de 7-8 zile. Pentru tratarea hemoroizilor, se fac băi repetate cu infuzia din plantă. Pentru creșterea părului se spală părul de mai multe ori în cursul săptămânii cu infuzia de pedicuță. Pentru tratarea crampelor musculare, spasme vezicale, artrită, reumatism, se poziționează mai multe plante de pedicuță între două pânze curate și se așează pe locul dureros. Efectul este mai bun cu cât planta este mai proaspătă. Pentru căderea părului se prepară o tinctură din două linguri plantă uscată și mărunțită la 200 de ml de alcool. Se lasă la macerat timp de 10 zile și se fac tamponări cu vată la rădăcina părului. Pedicuța nu este recomandată femeilor însărcinate și celor care alăptează. În cazurile de alcoolism și tabagism, continuarea acestor obiceiuri în paralel cu administrarea plantei pot genera reacții puternice de grețuri și vărsături. Persoanele care urmează tratamente medicamentoase sau care se află sub supraveghere medicală sunt sfătuite să consulte un specialist înainte de începerea curei. Supradozarea cu pedicuță poate induce vomă. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, puteți distribui videoclipul pentru ca informațiile să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Informațiile prezentate pe acest canal au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!